Doamnelor și domnilor, stimați antreprenori, cetățeni, dragi jurnaliști și toți cei care ne privesc în mediul online, vă spun bună dimineața și vă salut la conferința de presă dedicată lansării Apelului 2 în cadrul Programului de Susținere a Inovațiilor Digitale și Startup-urilor Tehnologice și evenimentului dedicat semnării acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Fondul de Investiții American Western NIS Enterprise Fund. În calitate de vorbitori, avem astăzi pe domnul Dumitru Alaiba, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, domnul Jeff Bryan, șeful misiunii USAID în Republica Moldova, doamna Yaroslava Johnson, președintele fondului Western NIS Enterprise Fund și domnul Sergiu Rabii, director adjunct al proiectului Tehnologiei de Viitorului. Pentru început, îl invit la microfon pe domnul viceprim-ministru Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, domnul Dumitru Alaiba, să ne vorbească în deschiderea acestui eveniment despre angajamentul Guvernului de a susține economia națională, inclusiv antreprenorii care inovează. Domnule Alaiba. Mulțumesc mult, Dumitru, domnul Pintea, mulțumesc și, first of all, welcome. Our guests from WNIS Fund and our friends and colleagues from USAID. I'll switch to Romanian. Și o să-mi cer în primul rând scuze dacă vi se pare că sunt așa puțin mai lent astăzi. Adevărul este că am terminat în Parlament undeva la ora 3 dimineața. Și încă ne ajustăm, mai trebuie vreo cafea două ca să ne revenim la ritmul normal. Dar suntem aici pentru a oferi știri bune pentru antreprenori, suntem aici pentru a oferi și a lansa noi inițiative pentru cei care inovează, pentru cei care au idei inovatoare care vor să și le realizeze aici acasă. Sarcina noastră comună este să susținem aceste idei, să susținem oamenii care vor să creeze ceva și să-i susținem atât cu reforme, pentru că foarte des, în special când e vorba de comunitatea startup-urilor, foarte des este vorba, în primul rând, de libertatea pe care o ai și, în primul rând, de posibilitățile care ți le deschizi, dar, în al doilea rând, și despre susținere financiară din partea statului și din partea partenerilor, ceea ce suntem aici să și realizăm. Programul de susținere a inovațiilor digitale și a startup-urilor tehnologice este anume un asemenea instrument prin care intenționăm să susținem acea parte a economiei care are o capacitate de creștere accelerată, acea parte a economiei care poate să contribuie cu ceva nou, cu ceva ce nu există în economia noastră, ori de asta avem nevoie. Noi vorbim despre descoperirea de noi motoare de creștere, noi sectoare să le dezvoltăm și aici asta se întâmplă, pentru că inovația, digitalizarea are capacitatea să se reverse și în alte domenii și asta este și, dacă vreți, magia din acest proces, atunci când digitalizarea se revarsă în agricultură sau în energetică sau în transport sau în ocrotirea sănătății și multe altele. Scopul este, deci, de a oferi tinerilor și tinerelor acele oportunități pe care le merită, pentru că avem idei multe, avem oameni antreprenoriali și mă uit aici la câțiva doar din ei, ne mândrim cu ei, vrem să ne mândrim și mai mult, vrem să știm că ai noștri sunt cunoscuți și peste hotarele țării și de aceea suntem aici. Pentru asta, chiar recent împreună cu ODA, ca să accelerăm creșterea. Asta înseamnă inclusiv bani și inclusiv bani mai rapizi. Am făcut unele modificări în regulamentele ODA pentru a accelera debursarea banilor, astfel încât
antreprenorul, tânărul care a câștigat un grant să nu trebuiască să aștepte la nesfârșit ca să primească acea primă tranșă care poate face diferența dintre succes și eșec. Pentru că știm că startup-urile se, mă rog, este și natural că sunt caracterizate și printr-un risc mărit și de aceea vrem să le susținem și vrem să fim alături. Prin acest program vrem să oferim până la 80% din suma de... Deci acest program va oferi suma de maxim 500 de mii de lei cu o contribuție proprie de maxim 20% a fiecărui antreprenor. Este doar un început. Desigur că avem multe idei și avem multe necesități. Suntem și noi alături de antreprenori, noi suntem alături prin reformele pe care le facem, prin eforturile pe care le facem să mobilizăm resurse financiare, dar și mulțumirile noastre vin pentru prietenii și partenerii noștri. UNICEF, WNAS Fund, USAID, suntem aici și anume datorită acestui suport și acestei susțineri putem să mizăm pe faptul că tinerii noștri și inventatorii noștri, inovatorii noștri pot să creeze aici acasă. Încă o dată ne duce capul, avem mai multe istorii de succes deja, le putem replica, le putem arăta ca exemplu și ca inspirație pentru ceilalți care să le urmeze din urmă și ne așteptăm la cât mai multe idei interesante pe care să vrem să le susținem și cu care după asta și cu voi inclusiv să ne mândrim. Vă mulțumesc! Programul de inovații digitale și startup-uri tehnologice este doar un început, așa cum a menționat domnul Alaiba, un început de cale în lumea antreprenoriatului. ODA, Guvernul, Ministerul Dezvoltării Economice implementează o serie de programe care vin să susține antreprenorii pe tot parcursul perioadei de activitate. Deci pe lângă acest program, alte 8 programe de grant sunt implementate, programe de acces la credite cu dobândă redusă, din sectorul bancar, de asemenea sunt accesibile pentru antreprenori. De asemenea, programul 373 care a fost lansat în acest an și care vine cu un suport financiar considerabil pentru cei care vor să crească și să-și dezvolte afacerile în continuare. Programul de inovații, de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice a fost lansat anul trecut în luna noiembrie, fiind la acel moment finanțat de la bugetul de stat. Ulterior, pe parcursul implementării programului, noi am înțeles mai multe lecții, probleme cu care se întâlnesc această categorie de antreprenori și aceasta ne-a determinat să venim cu ajustări semnificative la program, astfel încât să-l facem mult mai accesibil pentru tinerii inovatori. La moment, programul urmărește susținerea întreprinderilor mici și mijlocii sau a persoanelor fizice, care vor să se lanseze în afaceri care urmăresc stimularea cercetării în domeniul tehnologiilor informaționale, comunicațiilor, inovării în domeniul protecției industriale durabile și a tehnologiilor ecologice. În cadrul apelului 2, care va fi accesibil începând cu data de 1 noiembrie, beneficiarii vor fi susținuți financiar de către fondul Western IS Enterprise Fund, un fond cu capital american finanțat de Guvernul Statelor Unite prin intermediul Agenției Statelor Unite de Dezvoltare, USAID. Și pe această cale aș vrea să-i ofer cuvântul lui domnului Jeff Bryan, șeful misiunii USAID în Republica Moldova. Bună dimineața, Deputy Prime Minister Alaiba, Director Pintia, Ms. Johnson, UNICEF Board Directors, Partners, Colleagues, good morning. I'm very excited to be here today for the launch of the second call for proposals under the Moldova Inoviază program. There's something really special about
seeing a project that's now in its second round, a program that's really working well. I'm very proud to be here. The United States is committed to working with Moldova to address current challenges and build a democratic, secure, prosperous future. The startup community in Moldova is a major part of that effort, as we heard from Deputy Prime Minister. It's a very exciting and innovative sector that's working in many different areas of the economy, and it really is the future of Moldova. Through Moldova Innoviază, USAID has worked closely with the Minister of Economy and with ODA to pave the way for more innovation and a competitive economy, and I'm thrilled to be able to greet the UNICEF board members today and congratulate you for joining the effort. I want to congratulate the winners of the first round of proposals, companies like Recycleen, which is making jewelry and other products out of recycled plastic, and Bloom Coding, that's working on digital coding activities after school for children. So with sustained strategic support of the United States, of the UK, Sweden, UNICEF, Moldova has grown more than 150 tech startups with scaling aspirations. And for example, just 11 of those startups collectively raised more than $11 million in 2022. Moldova's competitive environment for innovation is working from all angles to complete the entrepreneurship puzzle. There are partnerships with UC Berkeley for our entrepreneurship education, and a network of accelerators and incubators, centers of excellence in innovation, all working together to build a multidimensional approach to the startup community. So thank you again to partners Sweden, the United Kingdom, and now UNICEF for your generous commitment to this project. I'm excited to hear more about the first round of winners and look forward to the second round of applicants and proposals. Thank you. În continuare, aș vrea să salut membrii boardului UNICEF care sunt la Chișinău pentru câteva zile și care sunt prezenți la această conferință de presă. De asemenea, vreau să le mulțumesc pentru decizia care au aprobat-o recent de a susține Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în implementarea unui nou apel a programului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice. Această decizie din partea UNICEF confirmă faptul că ODA are capacitatea de a implementa programe complexe și resurse financiare venite de la parteneri externi. Prin urmare, o invit aici pe doamna Yaroslava Johnson, președinte și CEO al fondului UNICEF, pentru un cuvânt de salut. When Enterprise Fund started to work in Moldova in 1995, the digital age had not arrived to Moldova nor to Ukraine next door. And so we invested in brick and mortar companies such as a beer brewing operation, food processing, and bottle making. In the subsequent three decades, as technology advanced and new business developed, we changed our focus. And now our commitment is to the development of small and medium enterprises that have high growth and are focused on the IT sector. And in particular, we support businesses that need capital by providing them the ability to, through innovation grants, through participation in incubation and acceleration programs, as well as participation in foreign trade missions, where they'll have ability to grow and develop new connections. We support the ODA program. We think it's a great opportunity for the startups in Moldova to grow and to gain a recognition in the world. And we intend to continue this cooperation in future years. Thank you. Cu suportul financiar a fondului, în cadrul apelului 2, urmează a fi susținuți circa 20-30 de antreprenori în lansarea de afaceri inovative cu potențial de creștere a economiei naționale. Totuși, implementarea acestui program este una destul de complexă, după cum spuneam. ODA va depune întreg efortul pentru a
pentru a administra corect resursele financiare, dar aici avem nevoie și de parteneri. Și partenerii de la proiectul Future Technology din Republica Moldova au fost alături de noi atât în cadrul primului apel, cât și deja și în cadrul apelului 2 urmează să fie, să ne susțină. Și pe această cale aș vrea să le mulțumesc și să-l invit aici pe domnul Sergiu Rabii, director adjunct al proiectului, pentru a ne vorbi despre viziunea de dezvoltare a ecosistemului de startup-uri în Republica Moldova și cum proiectul respectiv contribuie la dezvoltarea acestor tipuri de afaceri. Bună dimineața, good morning everyone, Mr. Minister, Jeff, Iroslav and Western NIS board colleagues. I'm very happy to see you here at this event. I will switch to Romanian, just a second. Eu mă bucur nespus de mult pentru a participa la acest eveniment. Noi, proiectul Tehnologiile Viitorului, tot timpul am fost un partener și un jucător de care contribuie la dezvoltarea întregului ecosistem, de dezvoltarea startup-urilor și companiilor inovaționale. Acesta este o abordare destul foarte complexă, deoarece pentru a dezvolta startup-uri și pentru a crea un ecosistem, noi trebuie să tratăm acest ecosistem drept un complex de activități, complex de componente care la fiecare etapă își contribuie la dezvoltarea startup-urilor. Noi considerăm și vedem acest ecosistem ca o pâlnie care începe cu talentele și toate eforturile pentru dezvoltarea cunoștințelor antreprenoriale printre tineri, apoi la următoarele etape deja startup-urile sau acești tineri au nevoie de a fi ajutați și facilitați pentru dezvoltarea ideilor sale, au nevoie de ajutor în crearea produselor, în ajutor în elaborarea sau desfășurarea vânzărilor și tot așa mai departe. Numărul startup-urilor care noi vrem să le vedem la sfârșitul acestei pâlni este direct proporțional cu numărul tinerilor care sunt implicați la etapa inițială. Și în acest sens, noi ca proiectul FTA vedem și toate acțiunile noastre au o abordare sistemică și noi ne asigurăm că toate segmentele de dezvoltare a antreprenoriatului, a startup-urilor sunt acoperite și sunt prezente la noi în Moldova. De exemplu, în primul rând este nevoie de dezvoltarea gândirii antreprenoriale printre studenți, dezvoltarea cunoștințelor IT, cunoștințele ingineriești, apoi mai mult este nevoie de dezvoltarea cunoștințelor de product management, să fie o gândire de dezvoltare a produselor, nu doar a serviciilor, și întreaga pâlnie să fie însoțită de toate componentele de dezvoltare a startup-urilor, pentru că dacă noi lipsește careva din aceste componente, toată pâlnia nu funcționează. Deci, programele ODA, activitățile susținute inclusiv de Western NIS și de alți donatori și activitățile susținute de guvern, ele toate fac parte dintr-o pâlnie complexă pentru dezvoltarea acestor startup-uri. Cu ce venim noi? Proiectul Tehnologiile Viitorului a angajat sau implică mai mulți parteneri și mai mulți jucători din acest ecosistem pentru a-i asigura că fiecare din ei își face partea sa. De exemplu, avem parteneriat cu UC Berkeley, care acum la moment implementăm Startup Semester la Universitatea de Stat și Universitatea Tehnică. Noi vrem ca fiecare student din aceste universități să gândească ca un antreprenor și deja absolvind universitatea, el să vină cu un produs sau cu oricare idee de afaceri. Apoi există și acum văd în sală prezenți reprezentanți al acestor organizații, este DreamApps, XY, Technovator, YEP Moldova, Business Angels Network, care fiecare din ei își au rolul lor în această pâlnie. Fiecare funcționează și asigură această funcționalitate. Noi oferim, avem un program de granturi care noi l-am implementat anul trecut și mulți din antreprenorii care au obținut finanțarea de la ODA
au trecut prin multe din aceste programe, au trecut prin multe programe până la obținerea finanțării și după finanțare ei tot au fost însuțit, pentru că nu se termină cu un grant sau cu obținerea unei finanțări, dar este nevoie de a parcurge o cale mult mai mare până ei ajung la scalarea activității sale și accesarea piețelor internaționale. Deci aici vedeți toate exemplele sau denumirile, doar unele din ele, Cristian, o să mă corecteze, sunt unele activități sau unele programe al partenerilor noștri și eu mă bucur nespus de mult că recent ne-am înțeles cu colegii de Western NIS să avem o abordare complexă și în comun să avem o abordare de susținere acestor organizații, pentru că noi cu toții avem același obiectiv de a parcurge și de a asigura că această pâlnie funcționează. Adițional la toate programele, eu vreau să vă arăt câteva evenimente foarte mari care au avut loc anul acesta în parteneriat cu Western NIS, finanțate de noi, unde au participat o mulțime de tineri, studenți și antreprenori pentru a-și dezvolta afacerile sale. Este Deep Tech Giga Hack, primul și cel mai mare hackathon care a avut loc în Republica Moldova, a fost organizat anul acesta, în luna septembrie. Programele de genul Startup Weekend, organizarea diferitor vizite. În San Francisco a fost recent o vizită la începutul lunii septembrie la TechCrunch. Toate aceste activități însoțesc și asigură ajutorul în dezvoltarea startup-urilor. Care este suportul sau contribuția nemijlocită al proiectului Tehnologiile Viitorului? În primul rând este angajarea și cooptarea acestor organizații care ajută la dezvoltarea ecosistemului, hiring. Adițional, noi vom asigura pentru organizația dezvoltarea antreprenoriatului câțiva project manageri care cunosc bine cum funcționează aceste startup-uri și vor asigura că programul este funcționează de la etapa de lansare al apelului până la implementarea proiectelor de finanțare. Adițional, expertiză tehnică pentru ODA, angajarea evaluatorilor independenți, pentru că noi vrem ca aceste startup-uri să fie tratate ca și să fie evaluate de către experți care cunosc cum se dezvoltă startup-urile și care cunosc acest ecosistem, comunicare și angajarea acestor organizații. La sfârșit, ar vrea să vă dau niște exemple al unor startup-uri care cum au început și unde ele sunt acum. De exemplu, acum Moldova are o problemă de exodul forței de muncă. Tinerii pleacă peste hotare. Și vreau să vă arăt prin crearea și asigurarea acestui ecosistem există și excepții prin care tinerii care au învățat și au făcut studiile peste hotare, ei se reîntorc în Republica Moldova și datorită existenței acestui ecosistem propice pentru dezvoltarea lor, ei se reîntorc în țară și vor să-și facă aici afacere. De exemplu, noi avem compania sau startup-ul SelfTalk. Elena era în Londra, Viorica studia în Porto, Dan era în Londra și Iurie tot în Londra. Ei s-au unit eforturile și au creat un startup și l-au înregistrat în Republica Moldova. Chiar până la obținerea finanțării de la ODA, ei au ridicat o finanțare de 325.000 de pounds. Și în anul trecut, în urma apelului din anul trecut finanțat de către ODA, ei au obținut un grant în valoare de 500.000 de lei. Au devenit rezidenți la Moldova IT Park, desfășoară aici afacere, angajează aici oameni și se dezvoltă. De asemenea, ei au participat la Wolf Summit anul trecut și în anul 2023 au fost la finanțați tot de proiect și împreună cu Western NIS la TechCrunch Disrupt și au chiar acum o mini-echipă care lucrează chiar din San Francisco.
Următorul este BabyMed. Tot este un startup de origine din Republica Moldova. BabyMed a fost susținut de Technovator, un jucător, unul din aceste jucători din ecosistemul dezvoltării startup-urilor din Moldova. Anul trecut, BabyMed a fost să-și prezinte produsele sale la Pirate Summit în Germania. Și după aia au primit această finanțare, au fost unul din acei câștigători al finanțării din partea ODI și în 2023 iarăși au participat la câteva evenimente unde pot să-și dezvolte sau să-și promoveze produsele sale. Deci eu vreau să vă... Mesajul este următorul, că noi punem accent etape de prefinanțare și dezvoltăm aceste startup-uri și le acordăm toată asistența necesară și chiar după ce ei primesc finanțarea aceasta de la ODA, ei primesc alt suport necesar pentru a se promova, pentru a-și scala produsele sale peste hotare. Deci acest startup, iată, despre care vorbesc, a făcut un parteneriat strategic cu Universitatea de Medicină și Farmaceutică Nicolae Testimițanu, au încheiat câteva acorduri cu spitalele din Republica Moldova și acum funcționează ca o afacere și ca o companie cu succes. Deci, toate eforturile depuse și de ODA, și de guvern, și de cu suportul la Western NIS Fund și al proiectului nostru aduc într-adevăr succese remarcabile. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, se anunță ceremonia de semnare a acordului de grant pentru programul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Fondul Western NIS Enterprise în contextul dezvoltării procesului inovativ al întreprinderilor mici și mijlocii. Semnează pentru Republica Moldova domnul Dumitru Pântea, director Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, pentru fondul Western NIS Enterprise, președinta și CEO, Iaroslava Johnson. Mulțumim, domnul Pântea. Thank you, Ms. Johnson. În continuare, după semnarea acordului de grant pentru programul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice, îl invităm pe domnul Dumitru Pântea să ne prezinte condițiile apelului 2 al programului. După cum spuneam, apelul 2 va avea careva schimbări față de apelul 1, urmare lecțiilor învățate pe parcursul apelului 1, guvernul a decis să vină cu anumite modificări în cadrul programului. Respectiv, recent, prin hotărâri de guvern s-au aprobat modificări la programul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice, astfel încât acesta să fie mult mai flexibil pentru cei care vor să aplice, atât din perspectiva implementării proiectelor investiționale, dar cât și din perspectiva accesului la resursele financiare. Am nevoie de...
mersi, prezentare. Deci, ce finanțează programul deschiderea inovațiilor digitale și a startup-urilor tehnologice? Acestea finanțează proiecte investiționale în domenii cum ar fi inovarea digitală, inovarea tehnologică, tehnologia verde sau producția sustenabilă. Eligibile la acest program sunt atât întreprinderile mici și mijlocii deja fondate, cât și persoanele fizice care încă nu au fondat o întreprindere, dar au un proiect investițional, îl dezvoltă, îl depun și în situația în care sunt câștigători, ulterior urmează să-și fondeze o companie. Finanțarea nerambursabilă din resursele fondului Western AIS este de până la 500 de mii de lei, cu o contribuție proprie de doar 20%. Și după cum spuneam, această finanțare va avea un mecanism mult mai flexibil decât până acum, respectiv prima tranșă de 50% din valoarea grantului va fi acordată imediat la semnarea contractelor de finanțare. Cheltuielile eligibile din cadrul granturilor, vorbim aici de achiziționarea de hardware, de soluții, de tehnologii informaționale și comunicații, procurarea, dezvoltarea sau adaptarea aplicațiilor și licențelor în limita la 50% din valoarea granturilor, achiziționarea de echipament tehnologic, sisteme, mașini, achiziționarea serviciilor pentru consolidarea securității cibernetice, cheltuieli pentru studii de piață, la fel în limita la 50% din valoarea granturilor. Apropo, toate aceste limite au fost de asemenea modificate, astfel încât să dăm o flexibilitate mai mare cheltuielilor eligibile. Cheltuieli necesare pentru acces la date autorizate, cheltuieli în scopul atragerii specialiștilor externi pentru implementarea proiectului investițional. Aici vorbim de o modificare semnificativă a programului, dacă în apelul întâi valoarea acestor cheltuieli era eligibilă doar de 20%, la moment 50% din valoarea grantului pot fi utilizate pentru atragerea de specialiști externi și achitarea serviciilor acestor specialiști. De asemenea, sunt eligibile achiziționarea serviciilor de tip cloud și SaaS și cheltuieli pentru deplasări legate de implementarea și promovarea produsului. După cum vedeți, practic aceste categorii de cheltuieli înglobează cam tot de ce ar avea nevoie un startup pentru a-și dezvolta proiectul investițional, dar și pentru a-l promova ca ulterior să atragă alte resurse financiare, inclusiv din alte programe ale ODA sau de la alți finanțatori externi. Care este mecanismul de implementare a apelului 2? Am menționat deja, apelul efectiv urmează a fi deschis începând cu data de 1 noiembrie anului curent. Deci începând cu 1 noiembrie, toți cei care vor să aplice la acest program vor putea intra pe pagina oda.md și să completeze formularul de aplicare și să depună descrierea acelui proiect investițional pe care vrea să-și implementeze. Menționez că întreg procesul de aplicare are loc online. Antreprenorii nu trebuie să vină la sediul ODA pentru a prezenta documentația de proiect. De asemenea, antreprenorii vor avea posibilitatea mai târziu să-și prezinte în fața unui juriu ideile lor de afaceri și doar în acel moment va fi un contact efectiv fizic cu echipa ODA și cu juriu. Apelul va fi deschis începând cu 1 noiembrie până la finalul lunii, deci până la 30 noiembrie. Ulterior va începe perioada de evaluare a proiectelor investiționale, evaluare care va avea loc din mai multe perspective. Va fi evaluată atât existența inovației, pentru că programul țintește finanțarea unor idei inovatoare, cât și capacitatea financiară a acestui proiect investițional de a crește și de a se dezvolta, precum și cerințele pieței, să spunem așa, dacă există suficientă piață pentru aceste afaceri. Evident, foarte important este elementul de pitching, acea prezentare pe care antreprenorii o vor face în fața unui juriu. Respectiv, ei trebuie să fie convinși în primul rând de fezabilitatea ideilor de afaceri. Anticipăm că întreg procesul de evaluare și aprobare va fi finalizat până la finalul lunii decembrie.
astfel încât contractele cu potențialii beneficiari să fie semnate în anul bugetar 2023, iar implementarea deja a programelor, a proiectelor investiționale va avea loc în anul 2024. Evident, spuneam că în cadrul apelului 2 ne așteptăm deja la rezultate mai mari din punct de vedere cantitativ. Dacă în apelul 1, și aici pe ecran vedeți rezultatele apelului 1, am avut resurse financiare limitate de 5 milioane de lei de la bugetul de stat, iată, cu suportul fondului Western IS, deja avem capacitatea să ne dublăm numărul de potențiali beneficiari în cadrul apelului 2. Deci, în apelul 1 au fost finanțate 14 proiecte investiționale în valoare de 5,6 milioane de lei, iar valoarea totală a investițiilor au fost de 8,9 milioane de lei. Acum ne așteptăm la un număr de circa 20-30 de antreprenori care vor obține granturi de până la aproape 10 milioane de lei deja și, evident, și volumul investițiilor în economie va fi mai mare pentru că antreprenorii vin și cu contribuția proprie în cadrul acestor programe. Domeniile de activitate care au fost finanțate în cadrul primului apel țin de prelucrarea plasticului, transcodarea semnalului TV, dispozitive pentru monitorizarea informației vitale, platformă online de broker de asigurări, platformă digitală pentru clinici stomatologice și alte domenii. Dar, ca să vă conving mai bine de rezultatele primului apel, eu aș vrea să dau cuvânt unui câștigător în cadrul apelului precedent. Este vorba de Bogdan Sorin Babei, fondatorul și administratorul site-ului unde.io, care ne va vorbi despre experiența lui pe care a avut-o în interacțiunea cu programul dat și despre cum îi merge afacerea în continuare. Bogdan, te rog. Bună dimineața, stimată audiență! Good morning, everyone! Trăim în vremuri dificile, dar într-o țară în plină dezvoltare, unde cu 25.000 de euro poți realiza mult mai multe decât o face alt companie din Europa cu sute de mii sau milioane. Noi, la Unde.io, dezvoltăm cea mai avansată platformă de marketing pentru evenimente din Europa de Est. Ne-am lansat cu un an în urmă și în acest an am reușit să găzduim peste 200 de evenimente pentru 10.000 de oameni, doar în Moldova. Și pentru asta am vrut să mulțumim, în primul rând, FTA, Guvern, mai recent Western NIS Fund, pentru tot suportul oferit de la începutul călătoriei noastre. Cu un an în urmă eram într-un moment în care aveam dificultăți să atragem primii clienți, abia ne lansasem de câteva zile și la fel și de atragerea primilor investiții. Atunci am aflat de programul de finanțare nerambursabil de la ODA. Am consultat și alte persoane din domeniul afacerilor. Mulți îmi ziceau că aplicarea la un grant vine la pachet cu nopți nedormite, însă nu a fost cazul nostru. Ne s-a părut extrem de simplu, straightforward și rapid aplicarea pentru program. Și da, adică ne-a luat foarte puțin timp și a fost și foarte adaptat sub specificul startup-urilor, adică era destul de flexibil, puteai să achizi și salarii din ele și multe alte beneficii. Cu ajutorul suportului de FTA și ODA am reușit să scadem costurile de mentenanță a produsului, acoperindu-le integral din grant. Pe lângă aceasta am reușit să facem un update și refresh a website-ului nostru și lansăm campanii de marketing cu care am atins rezultate impresionante, dublându-ne de la lună la lună numărul de clienți. Ulterior am beneficiat și de o călătorie în San Francisco la TechCrunch, unde am făcut cunoștință și primul contact cu mai multe VC-uri din US și am făcut vizite de studii în Silicon Valley la Facebook, Google și Apple. Apropo, la Apple am făcut cunoștință cu unul din posibili investitori care luna viitoare ne va vizita la Chișinău. Ulterior am făcut și o vizită la București, la How2Web, unde am reușit să atragem primul nostru client din spațiul european, Ro Startup Conference. Așa că vă așteptăm pe 23 noiembrie la București cu primul nostru eveniment din afara țării. Da, mulțumesc. Și da, am vrut să-mi exprim întreaga recunoștință față de tot aportul care îl simțim din toate părțile și faptul că
În primul rând, asta este o validare că noi facem ceva important pentru țara noastră, pentru ecosistemul de startup-uri și, da, și pentru întreaga economie a țării. Și noi așteptăm cu nerăbdare să întoarcem această favoare prin oferirea unei soluții bune pentru clienții noștri și, în a doilea rând, prin achitarea taxelor în bugetul de stat, prin veniturile care le vom avea. Așa că vă mulțumesc mult și, da, sper să ne mai întâlnim și viitor și să avem parte de același suport care l-am avut de la începutul călătoriei noastre. Mulțumesc! Bogdan, ne face mare plăcere să auzim despre rezultatele tale. Îți urăm mult succes în continuare. ODA este la dispoziția ta și pentru alte programe de finanțare, așa că atunci când vei avea nevoie de suport, poți apela la programele ODA. În finalul acestei conferințe de presă vreau să mulțumesc încă o dată oaspeților de peste hotare, membrilor boardului Western NIS pentru faptul că au decis să vină în Republica Moldova și au decis să susțină programul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice. Mulțumesc de asemenea tuturor celorlalți parteneri care sunt implicați în implementarea acestui program și în susținerea ecosistemului de inovații digitale din Moldova. Reamintesc încă o dată pentru antreprenori și pentru potențialii antreprenori care vor să participe la program că apelul va fi deschis în perioada 1-30 noiembrie. Resurse financiare sunt pentru circa 20-30 de antreprenori și deja vrem să ne vedem în luna decembrie la festivitatea de înmânare a certificatelor de grant. În continuare, toată informația privire la acest program poate fi vizualizată pe pagina oda.md. Este un ghid de aplicare la program unde eventualii aplicanți pot vedea în detalii condițiile de eligibilitate, dar și procedura de aplicare la program. Mulțumesc încă o dată și vă urez o zi bună în continuare. Mersi. Acum aș vrea să invit toți participanții la acest eveniment la o poză de grup pentru a ne reaminti cum a fost lansat apelul numărul 2 la programul dat. So, I invite all of you to take a